Polițiștii biroului rutier au depistat luni 11 aprilie la ora 9 și 9 minute pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Zalău, un bărbat de 38 de ani din Zalău care conducea autoturismul cu alcoolemie de 0,47 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Faptă similară a fost constatată și de polițiștii secției 4 Poliție Rurală Ilianda. În aceea zi, la ora 23 și 22 de minute, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, pe drumul comunal 33, ajuns la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat, în vârstă de 53 de ani din comuna Ilianda, conducea autoturismul pe drumul menționat, iar între localitățile Ilianda și Rogna, pe un sector de drum în pantă, a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune frontală cu o mașină condusă de un tânăr de 31 de ani, tot din comuna Ilianda. În urma impactului au rezultat pagube materiale. Cei deci, de participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, în cazul tânărului a rezultat o valoare negativă, iar în cazul bărbatului rezultatul a fost de 0,72 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În ambele situații, polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Sfaturi de la IPJ Selaj Nu conduceți dacă ați consumat băuturi alcoolice, alegeți viața. Conducerea în stare de ebrietate sau sub influența altor substanțe crește probabilitatea de a produce accidente, de a lăsa cu sechele pentru toată viața sau de a răni un alt partener de trafic sau pieton. Ați forța norocul ziua sau noaptea târziu pe drumul spre casă sau de acasă la prieteni, este un joc riscant. Polițiștii din Sălea sunt permanent la datorie și aveți mari șanse să fiți opriți și testați cu alcool testul. Dacă aveți norocul să nu fiți opriți, riscați să faceți un accident, iar concluzia este că nu merită să fiți implicați în astfel de situații. Ne amintim conducătorilor auto că astfel de faptă constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la un an la 5 ani sau cu amendă.